Torna cea limpede, ce cu nimic nu se aseamănă, și-a găsit în Poiana Negri sora ei geamănă. Dorna tremură în pahar de acidulată ce e. Poiana Negri, absolut naturală, e catifelată și blândă ca o melopeie. Nu-ți vindem gogoși. Nu te răsfățăm. Nu-ți ascundem nimic. Nu te menajăm. Nu-i nimic cu sud cu ață. Ți-o servim verde-n față. A fost infirmat, da. Și s-a rejucat meciul cu Farul. Adică contestația pe care ați făcut-o, da. Și de ce am făcut-o? Da, după atâtea zile în care am vorbit despre țigările de contrabandă, astăzi vorbim despre fotbal. Invitatul meu din această seară se numește Mircea Lucescu și este antrenorul echipei de fotbal Rapid București, echipă care astăzi, după 23 de ani, a câștigat Cupa României. Unul dintre ziare, ziarul Ziua, titrează mare și s-a făcut dreptate, cupa e în Giulești. Oltenii au ratat intrarea în Europa, cu toate că Armata a fost cu ei. În ziarul ProSport, titlu mare, după 23 de ani, cupa este din nou în Giulești, Ziua Rapidului. Învinsă cu 1-0, Universitatea Craiova a ratat intrarea într-o cupă europeană. Victoria de ieri a feroviarilor a deschis calea oțelului în Cupa UEFA, iar Ovidiu Anițoia scrie despre victoria Rapidului, o victorie meritată. Sportul românesc finit la comedia de acum, liniște pentru echipele naționale. S-a făcut dreptate, domnule Lucescu? No, eu nu cred că s-a făcut dreptate. Rapidul a câștigat ceea ce merita. Era clar, pentru că parcursul în cupă a fost net, a fost clar, a fost limpede, nu s-a întâmplat absolut nimic care să pună la îndoială prezența noastră în finală. Eu eram convins că putem fi mai buni decât Universitatea Craiova. Mi-a dat această siguranță rezultatul din tur, din campionat, pe Giulești. Chiar dacă am câștigat cu 2-1, rezultatul putea fi mult mai net dacă eu n-aș fi schimbat în finalul jocului pe Lupu și pe Iftodi și dacă n-aș fi avut... pentru că eu... Anul acesta trebuie să nu numai să urmăresc rezultatul, pentru nimeni nu m-ar fi iertat dacă n-aș fi obținut ceva, ci să-mi și construiesc o echipă în care eu știam că finalul campionatului, așa strâns cum e, jucând miercuri, duminică, o să ajung în finalul campionatului să joc cu rezervele. Astăzi, rezervele echipei Rapid au fost superioare, net superioare, titularilor echipei Universitatea Craiova. Și asta este o muncă de un an, Da, acestor băieți, mă refer la Bugeanu, de exemplu, care a făcut o partidă excepțională. Mă refer la Bolohan, care a făcut o partidă foarte bună. Mă refer la cei care au intrat după pauză, Cătălin Popa și Maier, care a venit după aceea. Maier, că am făcut tot acolo. Bundea, care a revenit. Nu v-a fost teamă să veniți la o emisiune unde moderatorul ține cu Universitatea Craiova? Nu, în niciun caz, pentru că moderatorul, sunt convins că este un om inteligent și știe să aprecieze foarte bine ceea ce s-a întâmplat astăzi. Da. Și cel mai important, ceea ce s-a întâmplat astăzi este, în primul rând, o prezență masivă a suporterilor. Un spectacol extraordinar. Fantastic. Oamenii care au organizat au făcut un lucru deosebit. Oamenii care au organizat, jucătorii și suporterii, au intrat în acest joc și a ieșit în final o chestie de care România avea nevoie după atâția ani de confruntări, de polemici, de acuze, de răutăți, de tot ceea ce, de calomnieri, de toate astea. Astăzi, într-un stadion în care câștigă Rapid 1-0, pot aprecia eu, din punctul meu de vedere, bucuria rapidiștilor, care a fost enormă, dezamăgirea și amărăciunea craiovenilor, care au făcut atâția kilometri să ajungă aici, dar care a fost magnifică în deznădejdea ei, dar și în spiritul civic cu care au interpretat asta. Nu s-a ajuns la violență, n-au fost nimic, n-au fost probleme absolut deloc. Spectacolul din tribună a fost pe undeva mai frumos ca cel de pe gazon. Încrâncenarea a fost mare, tensiunea a fost mare pe gazon. Haideți să ne întoarcem puțin în timp. Ați venit
V-ați întors din Italia și ați început să lucrați în România, să preluați această echipă de fotbal. Foarte mult se leagă de spusele dumneavoastră de atunci, în momentul în care ați preluat echipa. A spus că nu vreți să luptați pentru vreun titlu, pentru o cupă, vreți să faceți o echipă. Și tot timpul ați fost agățat de cele spuse atunci. Eu vreau să spun singurul că atunci când am hotărât să mă întorc în România, sigur că în primul rând s-a făcut la insistențele permanente și zilnice și ale domnului Copos, care încerca să facă ceva în fotbal românesc, adusese bani, era primul dintre privații care încerca să dea sportului o altă dimensiune. Nu reușea nimic, pentru că de fapt nu reușise nimic în toată chestia asta și a încercat cu mine. Sigur că venirea mea mi-am dat seama că ar putea să creeze o stare de confuzie, în sensul în care se așteaptă, vine un om și să facă minuni. Minuni nu se pot face nicăieri în lume. În spatele minunilor trebuie să stea totdeauna o muncă. Păi ați fost la câteva minute de a face minuni. O muncă înverșunată, o tenacitate extraordinară, posibilitatea de a transmite oamenilor experiență, pentru că doar cu experiența vin lucrurile, accelerând, accentuând, maturizând toate aceste lucruri. Deci, eu nu puteam să spun că vin și câștig, pentru că nici nu cunoșteam jucătorii. Eu am preluat o echipă fără să cer acționarului meu principal, deci președintelui Copos. Nu am cerut nici bani, n-am cerut nimic. Am spus, o declarație sinceră aia. A fost o declarație. Nu mă gândeam că atât că se poate face. Da? Necunoscând valențele psihologice ale jucătorilor mei și de inteligență. Și atunci am spus, știind că în România se putea, într-o anumită perioadă, se construiască în timp, sigur, într-o fotbal profesionist, nimeni nu-ți dă voie să se întâmple lucrul acesta. Venind din campionatul italian, știam că mi se cere rezultate, deci în spatele declarației mele, sigur, era nevoie de rezultate, pentru că nu se poate construi un joc spectaculos fără rezultate, pentru că pierde interesul, jucătorii nu mai răspund. Deci trebuia să îmbin una cu alta. Am încercat să fac declarația aceea, dar dumneavoastră mi-a spus de o declarație. Eu am declarat în primul rând că ce mă preocupă cel mai mult este să aduc lumea pe stadioane, să fiu credibil. Asta ați reușit. Asta nu. Am venit în fiecare an acasă și mai ales în această perioadă, spre sfârșitul perioadei, am avut și ghinion de câteva și insuccesul, să spunem, că eu recunosc că am avut un insucces în Italia, în perioada în care jucam, antrenam echipe divizia, echipe mici. Și să fie clar pentru toată lumea, campionatul italian împărțând trei grupe. Grupa superioară, în care se luptă pentru titlu, super echipe, grupa de mijloc, care joacă pentru cupele UEFA, și sunt acele echipe care își propun din plecare, când au intrat în campionat, să rămână în divizia, se dau premii substanțiale pentru rămâne în divizia, în care sunt 5 echipe, 4 retrogradează, una se salvează. Și care depinde și de episoade. Deci eu veneam în astfel de campionat și știam ce înseamnă profesionismul dus până la limite. Este cel mai profesionist campionat din lume. Deci, venind de acolo, mi-am dat seama că singura soluție a noastră, a Rapidului, aceea de a obține și rezultate. Am început foarte prost. Un meci nu la casă cu Piatra Neamț, o înfrângere acasă cu Argeș. Se putea totul, chiar dacă aveam 15.000 de spectatori. Ce m-a ajutat atunci a fost joc, că a fost un joc net în favoarea noastră, în care i-am masat pe doi adversari în propria lor suprafață de pedeapsă. Sigur că jucătorii noștri, nefiind obișnuiți cu asemenea intensitate a jocului, au ratat enorm de mult. Dar asta a făcut ca suporterii să nu abandoneze și să mă susțină. După care au început ușor să vină rezultate, iar ceea ce ne-a dat încredere că putem face a fost meciul cu Steaua pe Ghencea, când după ce Steaua a avut un acel început 2-2. Foarte bun, acel 2-2, un 2-0, puteau să facă poate și 3-0, dar până la 2-0, până la 0-0 am avut două ocazii foarte bune, a revenit echipa foarte puternic și putem să și câștigăm, dacă îndrăzneam puțin mai mult. Și atunci am dat seama că putem face mai mult decât ne-am propus și sigur, din momentul ăla am abandonat doar ideea spectacolului și am trecut și la ideea rezultatului, care este esențial. Nu vă cer să judecați campionatul nostru de fotbal, însă cum l-ați găsit, mai ales că ați fost în luptă, iată și pentru titlu, până în ultima secundă? M-a supărat un singur lucru și de important, cu toate că ar fi trebuit să mă bucure chestia asta, în sensul în care toată lumea era concentrată doar pe echipa națională. O echipă națională alcătuită din jucători care jucau toți peste hotare. Eu am încercat în primul să transfer jucătorilor mei și în general opiniei publice ideea că în continuare fotbalul nostru are talente extraordinare, care doar puși într-o organizare nouă, diferită de cea
care exista în momentul acela, pentru că e ușor pentru o federație de valet, noi ne ocupăm doar de echipele naționale și echipele naționale formate cu jucători, dar la suporterii noștri ne gândim, la oamenii care iubesc fotbalul în țară, să stai doar la televizor și cu urechea la radio să asculti ce se întâmplă în campionatul Spaniei, Italiei și altă. E o chestie, dar nu e o participare. Fotbalul înseamnă prezență efectivă pe stadioane. Deci am plecat de la ideea în care am spus permanent fotbalul românesc produce talente deosebite și putem face într-un campionat bun un campionat mai bun sau un campionat prost un campionat bun. Deci asta a fost ideea principală și m-am gândit cu ce mijloace pot fi făcute. În primul rând, de aceea, poate în afară de acceptul de a veni la Rapid, a fost ideea de a prelua o echipă Rapidului care n-a mai obținut performanțe, care era într-un moment ca să pot fi credibil, că e ușor să iei Dinamo sau Steaua și toată lumea zice da, e organizarea respectivă, antrenorul o organizare departamentală, nu are niciun merit antrenorul, poate să fie, poate să nu fie. Da. Pentru că oricum au... Și atunci am plecat de la ideea să o echipa bucureșteană, că nu mă gândeam să plec în străinătate. Am zis să plec de la echipă, o echipă mică și să încerc cu ea să transfer campionatul nostru, ideea de competiție dusă până la extrem. În toate sensurile. Simțeați nevoia de a primi confirmarea asta? Simțeam nevoia, pentru că erau 7 ani, lumea nu mai știa, au crescut generații noi, generații în primul principal de suporteri ai Stelei, pentru că în general copiii se atașează echipelor care au succese, nu se atașează echipelor care pierd. Singura echipă, două echipe sunt în campionatul nostru, care din diferite rezultate promovează în timp ideea de apartenență la unui club. Și sunt Universitatea Craiova și Rapid București. Pentru că Rapid din generație în generație, din tată în fiu, transmit această idee de apartenență. Celelalte echipe, așa cum au fost, depind de generațiile de jucători. Țin convingători. De exemplu, Dinamo are în momentul acesta o galerie extraordinară, suporteri senzaționali, suporteri crescuți. În perioada în care Dinamo obținea niște secțiuni, în care se opunea Stelei, care era echipa partidului, echipa armate, echipa guvernului, echipa tot, pentru că era de ajuns. Dar și Dinamo era echipa poliției. Vreau să vă spun foarte clar. Nu, pentru că s-a ocupat direct băiatul președintelui, băiatul al președintelui, care în mod normal putea să ocupe doar de federație de fotbal ca să dea tenta de neutralitate sau Ministerului Sportului. S-a ocupat de o echipă. Au obținut niște succese. Suporterii din acea perioadă sunt suporteri de astea Stele și sunt foarte importanti și sunt importanti. Steaua între timp a mai câștigat campionate foarte multe, alți suporteri s-au atașat acestea și de aceea un număr masiv de suport. Dinamo a avut în perioada 89-86-89, când au obținut niște succese pe plan internațional în mod deosebit, o grupă de suporteri care asta s-a maturizat în 90. Dinamo era o echipă atunci când a bătut pe Steaua în campionat 3-0, în cupa, finala cupei 6-4, de a 10 jucători la echipa națională. Era normal ca puștii din acea perioadă se țină cu Steaua. Acum acești puști s-au maturizat și au o galerie foarte bună. Este un moment prielnic pentru că există o grupare a Stelei superbă ca manifestare a suporterilor. Gruparea Dinamo superbă ca manifestare. Astăzi am cu surprindere și cu satisfacție am văzut că și Craiova are o grupare extraordinară. Are, mai era și gruparea Stelei pe acolo. Da, bine, dar vorbesc. Da. Deci existau premizele pentru a face lucruri. Important era să incităm acest public să revină la stadion. Și a revenit. Și vă spun, este cel mai mare succes al fotbalului românesc. Faptul că ne-am întors, de fapt, la bazele, pentru că era o piramidă inversă, erau cu baza în sus și cu vârful în jos, adică baza însemna echipa națională, format doar din jucători în străinitate, iar și vârful campionatului interior erau goale. Era imposibil. Acum au început sponsorii să apară, pentru că important e ca lumea să vină la stadion. În momentul în care lumea vine la stadion și se exprime interesul pentru fotbal, încep să vină publicitatea, sponsorii foarte mult, televiziunile care... Bătălia între televiziuni pentru drepturile de difuzare. În momentul ăla începem și noi să intrăm în lumea fotbalului profesionist. Și este, vă spun, este un câștig extraordinar de mare. Sigur că acest lucru creează niște premize pentru a ajunge la o discuție sau, eu știu, la o confruntare care nu ar fi. Deci, Liga Profesionistă trebuie să se atașeze foarte tare acestui campionat și să-l împingă în față. Federația Română, care are reprezentare internațională, trebuie să urmărească ceea ce se întâmplă cu campionatul nostru și cu Liga Profesionistă și să preia pentru a da continuitate echipei naționale, pentru că noi pierdem în momentul de față, este o generație de jucători care începe să sfârșească, o generație care a început în anii 90, că să nu uităm, în anii 90 aveam 10 jucători sub 21 de ani.
acei jucători au ținut echipa națională și a calificat-o până acum. În momentul de față, era un moment în care exista pericolul ca noi să nu mai existăm. Practic, e al treilea campionat mondial dus cam de aceeași jucători. Jucători care nu au fost crescuți în campionatul nostru din această perioadă, ci cei dinainte de 90, ei au fost. Pe urmă, sigur că s-au atașat, dar să nu uităm că cei care dau continuitate, sunt jucătorii vechi, nu antrenorii care s-au schimbat. Sunt jucătorii vechi care transmit un anumit mod de comportament, de caracter, de profesionalism. Un Hagi extraordinar, un Gică Popescu extraordinar. Ăștia dau. Noi trebuie permanent să creștem astfel de jucători. Cât e de mare bucuria noastră că ați câștigat Cupa României? Nu e. Este infinit mai mică decât bucuria care aș fi avut dacă aș fi câștigat campionatul, pentru că campionatul este un corelar a unei întregi activități. Sunt 34 de etape. Deci în cupă se mai pot întâmpla și lucruri așa, că sunt doar 6 etape. Pentru un campionat 34 de etape înseamnă foarte mult. Înseamnă o continuitate și un mod de a gândi, de a activa, de a evolua, de a ajunge la ceva. Bine, hai să luăm invers. Ce a însemnat pentru noi asta pierderea campionatului? Pentru că... Enorm. Enorm, mai ales în modul în care a fost pierdut acest campionat. Pentru că, poate știți că am făcut un protest. Ați făcut un protest, da. Un protest. Ce așteptați de la aici? Nu aștept nimic. Nu e un protest tehnic. Este un protest care atrage atenția asupra moralității fotbalului nostru și asupra modului în care acesta ar trebui să schimbe. De ce acest scandal, mai ales pe finalul campionatului? Vezi meciul de la Bacău, vezi meciul din regie cu Sportul Județesc al Stelei, vezi toate aceste ultime meciuri. Meciul la Craiova, care a fost pe munchi, așa, scandalul de acum declanșat de domnul Crăciunescu în legătură cu ce s-a întâmplat acolo. De unde, de ce acest scandal? Sunteți dumneavoastră sămânța de scandal? Nu. Eu cred că nu sunt. Eu am adus în țară un mod de profesionist de a privi lucrurile, de a confrunta. Pentru că sportul e, în primul rând, o competiție. E o adversitate. Dacă nu există această adversitate, 7 ani în România n-a existat adversitate. A existat doar o idee. Toată lumea s-a supus acest lucru. O condiționare în care exista doar o echipă. Celelalte acceptau această echipă și se luptau între ele doar pentru... Cum nici nu ar fi fost normal, nici nu e normal ca într-o astfel de competiție să retrogradeze două echipe. Eu încerc și din Italia, totdeauna am impulsionat ideea de a retrograda 4 echipe. Pe loc să dispar și aranjamentele, dispar și interesele, dispar și meciurile strategice, dispar tot și dau posibilitatea centrelor noi din țară să apară pe prima scenă a fotbalului. Asta înseamnă după sine structuri noi, stadioane astea, nocturnă, interese din partea sponsorului, interese din partea televiziunilor locale, interese... Deci în fiecare an pot apărea ca în campionatul italian. Apar alte 4 echipe. Nu mai e o tragedie când retrogradează 4 echipe ca atunci când retrogradează 2. Că 2 nu știi dacă te mai întorci. Dacă retrogradează 4, știi că anul viitor 3 din astea se pot întoarce sau 2 se pot întoarce sau dacă nu anul după 2 ani. Deci e o competiție permanentă. Se rămână 18, dar se retrogradeze 4. 4. 4 e cel mai... Și să se ajungă la o serie B, o singură serie B pe toate orașele mari ale țării cu 20 de echipe care se joace permanent. Și astea să fie perna pe care se sprinde prima divizie, deci jucătorii tineri să crească prima divizie să poată lua din acest campionat și mai departe să dea echipei naționale. Deci ar fi o ierarhie normală de apariție. În legătură cu finalul acesta de campionat, sigur că toată lumea a fost surprinsă cum îndrăznește Rapidul să se opună unei anumite conjuncturi, pentru că să nu uităm, singurul domeniu în care nu s-a schimbat nimic este fotbalul. Dacă în magistratură, în presă, în legislație, chiar și președintele s-a schimbat. S-au schimbat. Singurul lucru din 88-89 nu s-a schimbat nimic în fotbal. Fotbalul a rămas de aici. Sigur că în orice condiții, când nu se schimbă nimic, se stabilesc un anumit idee. A luat Craiova campionatul și cupa după 89 singură. Nu, să nu luăm primii 2 ani. Primii 2 ani nu contează. Primii 2 ani atunci a fost nebunia banilor care au intrat în țară pe vânzare masivă de jucători, bani care au circulat în țară și nu mai știa cine e iar, cine e. Nu vorbesc de următorii ani. Deci, ce vreau să spun? Că s-au stabilit niște relații. Eu am totdeauna niște structuri, s-au supărat toți pe mine, am fost acuzat, am fost făcut țigan, am fost făcut securist, am fost făcut homosexual, am fost făcut aranjor, blatist, parcă nimeni vreodată, pentru că calomniind, doar rămâne ceva.
în mintea suporterului advers cu care mă întâlnesc, rămâne chestia asta și te duci pe stadion și te să strigă în toate felurile. Neacceptând ideea de schimbare, de reorganizare, de a revedea absolut totul. Neacceptând atât astea. Pentru că erau structuri stabilite în care toată lumea știa, tu câștigi aici și tu câștigi acolo. Eu de când am venit am spus, domnule, să nu există compromis, pentru că un compromis înseamnă, da, îți dă cineva, trebuie să-i dai și tu. În condițiile astea n-ajungi niciodată să câștigi nimic. Ajungi la jumătate. E, se pare că acum, din această cauză a ajuns în finalul acestui campionat în care a fost o luptă extraordinară și în care s-au cheltuit mulți bani. Părerea mea, mulți bani, sigur, poate cineva să zică, de unde știi? Nu, Rapidul nu a cheltuit așa mult. Rapidul a dat un premiu la Sportul Zdențesc, a mai promis un premiu și nu știu dacă l-a dat la Argeș, dar o sponsorizare, dar sponsoria n-avea niciun rost pentru că Argeș a jucat pentru participarea în cupei europene. Deci ați dat ca să joace corect. Corect, niciodată invers, nu s-a întâmplat absolut nicio. La Craiova, echipei Craiova ce i s-a promis? Nu, la Craiova absolut nimic. Vă dau cuvântul de onoare că eu Craiova a jucat pentru interesul ei. Pe semne că interesul clubului era acela de a participa într-o convenție europeană. Gândiți-vă. Păi cum a jucat pentru interesul ei? Nu. În sensul de, gândiți-vă, n-a jucat pentru, asta e, că n-a jucat pentru interesul. În mod normal, gândiți-vă ce înseamnă prezența unei echipe într-o convenție europeană. Ajungem și acolo și vreau să vă întreb ce înseamnă pentru Craiova această ratare de participare într-o cupă europeană. Dar până acolo. Părerea mea că este o dezamăgire generală și că, în mod normal, în momentul în care, eu sunt convins că cei care au înconjurat echipa nu și-au dat seama de potențialul ei exact. Au crezut că pentru că se întâmplă așa și eu cred că echipa mea e cea mai bună și poate să bate și pe Inter și pe Juventus. Pe semne și cei care au fost acolo au crezut că poate să bată în două meciuri pe Rapid fără niciun fel de probleme și se pot calibra. E posibil acest lucru. E posibil că într-un fotbal profesionist, cineva se gândesc foarte serios la ce interes au. Echipă tânără. Interesul principal era să participe într-o cupă europeană. Să poate să întâlnească campioana Franței, campioana Italiei, campioana Angliei, campioana Spaniei, campioana Germaniei, care ar fi putut să aducă foarte mult, mult interes. Stați o secundă, erați antrenorul Universității Craiova, da? Da. Venea Rapidul acolo. Ce le spunea jucătorilor noastre? Eu le spuneam să câștige meciul, să facă tot ce-i posibil să câștige. Dar dacă conducerea mea îmi cerea că interesul clubului era acela de a da posibilitatea jucătorilor să joace într-o competiție europeană, pentru că asta maturizează mult mai repede cu un campionat intern, care ar putea aduce o mare echipă și ar aduce Craiova iarăși în prin plan european, care ar putea să ducă la instalarea nocturnei, pentru că orașul trebuia să fie pregătit să-i natură. Fabrica zicea, domnule, dacă voi jucați cu campioana Angliei, noi vă dăm nu știu cât ca să puteți să pună structuri la punct, stadion la punct, no. Toate astea. Sigur că în momentul ăla, eu sincer vă spun, aș fi acceptat ca echipa să nu și să participăm în cupa cupelor, care mi-ar fi dat posibilitatea ca tinerii mei jucători să fie văzuți oriunde în lume. Eu vă spun foarte sincer și eu nu spun că asta e profesionism. Mie mi s-a întâmplat în Italia că am mai fost acuzat de niște ziare în legătură cu meciul Brescia-Milan. Vă dau cuvânt de onoare că în acel meci, în moment, Milan venea după 3 înfrângeri consecutive. Era pierduse finala Cupei Campionilor, pierduse în campionat 2 meciuri, ne trecăm unul acasă. Exista pericolul că dacă nu iau un punct cu Brescia, se pierde campionatul. Parma juca acasă, putea să câștige Parma și trecea peste el. În teren Barezi, s-a dus la Gică Hagi și a spus, noi avem nevoie de un punct. Să nu cumva să se întâmple altfel. Întâmplarea a făcut în timpul meciului, pentru că sunt profesioniști, nu pentru că interesul era amândoror echipe, amândoror jucători, era interesul clubului respectiv, era interesul suporterilor respectiv, era interesul, vă dați seama, pierdea Milan campionatul, că se putea în campionatul italian, poate foarte ușor Brescia să bată Milan. Cum a bătut Brescia și pe Juventus, cum Lecce a bătut sau Bari a bătut pe Internațional Milan. Se poate întâmpla, există acest lucru. Dar dacă se întâmplă o chestie de asta, în loc să ai 50.000 de suporteri, de abonați, ai doar 10.000 de abonați. Mai poți să ții echipa pentru anul următor. Deci când interesele converg și sunt pe aceeași direcție, nu mai există atât de mult discutat. Deci dumneavoastră credeți că a făcut o greșeală
conducerea tehnică. Părerea mea ca profesionist este că a făcut o mare greșeală. Pentru că asta vedem, pentru că nu ați câștigat campionatul sau în orice condiții erați de aceeași părere? Nu în sensul care să ne fi cedat jocul, în sensul calculele care și le-au făcut. Nu, am înțeles asta. Nu. Dar pentru că e rapid, pentru că e vorba de rapid, vă spuneam ce s-a întâmplat cu Brescia cu Milan, care n-am putut să intervenim în niciun fel. Eu, nici președintele clubului, absolut nimeni n-a putut să intervină. Deci, în condițiile alea, eu nu condamn pe nimeni. Sigur, asta a dat naștere unei revanșe extraordinare din partea Rapidului, care s-a pregătit foarte bine și care, eu zic că astăzi, n-a dat posibilitatea, cred, nici măcar să ajungă să tragă un șut la poartă. Așa este. Hai să ne oprim puțin și să mărim prima publicitate și vom continua după aceea discuția. Da. E excelent asta, că a ieșit ăsta Crăciunescu, acum că el pe oricum îl dăduse afară de 3 zile pe Crăciunescu. Cât? A nenorocit un oraș întreg. A dus-o în Bernă. Păi îți dai seama ce însemnau ăștia să revină într-o competiție europeană cu o echipă foarte talentată. Da. Și el acum fiind dându-l afară... Păi el le-a ascuns, domnule. De fapt, știți foarte bine ce s-a întâmplat acolo. El a luat $100.000. Vrei să spun eu? El personal a luat $100.000. Da. Și face pe onestul și pe ăsta. Și mă face să văd că, într-adevăr, atunci când a arbitrat unde a avut probleme în Grecia, astea lucrurile s-au întâmplat la fel. Ce să mai... Da. Ce să mai... Nu a ținut cont nicio. Și Alessanco a plecat. Degeaba îți spunea el că de-abia se consideră gata. Bă. El se nu, face era, la Steaua. Era la Steaua. El a eu jucat pentru Steaua. Ce să mai discuta? 3-0. Cu aia. Au câștigat Cupa UEFA, măcar Cupa UEFA. Dar au făcut 0-0 acum acasă Interul cu Perugia, cu cine dracu? După meciul cu Juventus, cu Piacenza, da. Asta e campionatul italian. Da, pe ce ziceați că asta era un exemplu foarte bun, Piacenza, a făcut acasă Interul cu Piacenza 0-0. Mai avea o șansă, au rămas tot la 3 puncte normal. Îi lași și 20 să termine reclama, cât mai stați? Un sfert de oră? 20 de minute? Da. Că să aveți tot, spuneți tot ce aveți, îmi faceți semn. Eu zic că e foarte normal. Da. Că dau niște explicații foarte logice, da, profesioniste. Nu, domnule, era vorba de timp, să-mi spuneți, să-mi faceți semn când e. Păi lasă-mă că e bine. Mulțumesc. Ați văzut pe ultima pagină? Nu, că am, el. Conexul. Da. Rapid, nu uita acum cupa aia ta, Conex și Efeliție, chipa Arcuș despre ce aia la Steaua erau cu dialog. Da. Ce bătaie, dragul, și asta. Ce asta e o bătaie? Păi asta e important. Trebuie să mai discutăm, să mă întrebi de foștii jucători care se reîntorc în țară și... Păi nu, poți să întrebi, dom'le, cine vine la Rapid, ce faceți cu echipa, că intrați în Cupa Cupelor, Păi oricum mai legați de întrebări ce n-a făcut găsit. Și cu Galația, da, și cu Craiova, și cu... Continuăm emisiunea Milionarilor la miezul nopții. Invitatul din această seară, Mircea Lucescu, astăzi fericit, echipa pe care o conduce, echipa Rapid, a câștigat Cupa României. De ce ați bătut Universitatea Craiova, domnul Lucescu? Stați puțin, că mi-am adus aminte. Eu ce pot să spun? Că, sunt convins că dacă echipa ar fi jucat cu spiritul pe care au jucat astăzi la Craiova, n-ar fi pierdut acolo. Nu poți să iei unui profesionist din minte ideea că
la profesionist, nu se gândește și la interesul lui, știi? Și am avut impresia acolo, n-am jucat cu agresivitatea care am jucat aici, n-am fost gândindu-vă atât de... că o să câștigați. Că oricum o să câștigăm, știți? Din teama asta am părut superficial, am părut lent, am părut... Au fost o mulțime de lucruri concurale la toate. Așa s-a și văzut. Și mi-am dat seama, sigur că sâmbătă când m-am întors, i-am băgat direct în cantonament, pe urmă duminică le-am dat drumul și am seara, și am avut o discuție cu ei și le-am spus că un profesor nu poate, nu are dreptul, niciun fel de împrejurare să creadă că oponentul lui nu îi poate vărda. Cu toate că eu consider Craiova o echipă foarte bună, foarte talentată, vă spun, foarte jucători talentați și care, dacă sunt acolo, pe mine mă surprinde că nu este în primele trei echipe. Asta mă surprinde. Ceea ce am avut noi de partea noastră în raportul cu Craiova a fost această creștere pe parcursul întregului an a unei mentalități de oameni de micto. Pentru că, sigur, nu multă lume o să stea mai bun, pentru că se gândesc la trecutul ei, se gândesc la campionate care le-a creșterea, se gândesc la cupele europene. Acum începe paralel o competiție între Rapid și Steaua pe direcția competițiilor internaționale. Să o vedem și pe asta cum o să desfășoare. Dar s-au gândit la chestia asta, dar nu se gândesc de fapt că două meciuri directe, Steaua n-a fost cu nimic superior Rapidului, Rapidul n-a fost cu nimic inferior Stelei și că totuși a beneficiat, în sens, în ghilimele, de un arbitraj care ne-a făcut să pierdem cele trei puncte acasă și a dat posibilitatea Stelei să rămână în campion. Deci vreau să spun că Rapidul a avut față de Craiova o mentalitate care a crescut pe parcursul campionatului și care s-a manifestat în finalul ei cu jucătorii de rezervă în principal. De aceea Craiova a pierdut acest meci, pentru că astăzi Craiova n-a reușit să ridice la nivelul Rapidului în ceea ce privește participarea la joc în teren. Într-o final de cupă să nu reușești să tragi un șut la poartă este... Poate a fost și din cauza tensiunilor plecate tocmai de la ceea ce spuneați dumneavoastră, nu pot că a luptat împotriva intereselor. Asta e posibil, dar să nu uităm că i-au jucat pe $15,000. $15,000 când de obicei în campionatul românesc se joacă pe $500, sunt echipe care joacă pe 200, 500, 1000. În afară țării care are un nivel și e normal, pentru că este reprezentarea noastră de ani de zile în competițiile europene, e normal ca jucătorii care sunt acolo să fie mai bine plătiți decât ceilalți, ei au jucat pe $15,000. Deci toate celelalte trec pe planul secund. Să nu spună cineva că tensiunile au creat, n-au creat nimic tensiunile. De ce după meciul la Ceahlău a intrat de miercuri seara direct în cantonament și de ce pentru meciul cu noi din cupă a intrat de luni? Modul de a interpreta diferit cele două partide poate că a dus ca în situația în care jucătorii să nu fie atât de concentrați. Eu vă spun sincer, nu i-aș fi, după meciul cu noi, nu i-aș fi lăsat liber. I-aș fi ținut până miercuri ca să creez acea tensiune propice unei performanțe. Ați avut vreo discuție cu Alesanco după meciul de la Craiova? Eu vă spun, l-am lăudat și vă spun, când el a venit în țară, am avut o primă întâlnire la ProTV și am spus că poate mai important decât venirea mea în țară a fost faptul că un spaniol, capitanul echipei Barcelonei, a venit în România să antreneze. Cum este foarte important pentru noi că Naomi Campbell vine la București. Da, da. Știți care e diferența? Că la noi vine cu sutien Naomi Campbell. Acolo e fără. O să încercăm să ne imaginăm cum ar fi fără. Dar vreau să vă spun, deci este foarte important când în România încep să vină străini, așa cum se întâmpla înaintea lui 40, când București era ceea ce era și atrăgea foarte mult străini. Da. Și este foarte important. Alesanco a dat o notă aparte campionatul, chiar dacă a venit din campionatul Japoniei. Eu l-am felicitat și astăzi l-am felicitat pentru că a transformat o echipă a Craiovei dintr-o echipă dezorganizată, a făcut din ea o echipă organizată. Și, credeți că va mai rămâne la Craiova? Eu cred ceea ce se spune, el va fi antrenorul Stelei. Adică ceea ce dorește foarte, cred eu. Și ar fi normal să fie așa. Adică ar fi normal, el e un profesionist și ar fi normal să-și vrea mai mult. Ori mai mult în România înseamnă Steaua. Dacă din România pleacă undeva în altă parte și ia o echipă din prima ligă a campionatului spaniol, iarăși înseamnă un câștig și pentru fotbalul românesc, am dat un antrenor de campionatul spaniol și pentru el personal, pentru că a reușit să facă acest lucru. Deci eu apreciez foarte mult ce a făcut Alessandro acolo, consider venirea lui importantă pentru fotbalul românesc. Asta nu înseamnă că noi nu avem foarte buni jucători, pentru că foarte bun antrenor, pentru că sunt convins că și dacă se va schimba, dacă el va pleca și va veni un Ilie Balac, înseamnă foarte mult pentru noi. Cum acum,
după venirea mea, încep să se gândească foarte mulți jucători să se întoarcă în țară și eu m-am bătut pentru acest lucru și am spus de trebuie să ajungem și acolo, însă... Aș vrea să vă întreb dacă ce-ar fi făcut Mircea Lucescu dacă ar fi pierdut și Cupa României? Sigur, pentru mine ar fi fost o deziluzie foarte mare, aș fi... dar nu pentru mine personal, ci pentru băieții ăștia în care am încercat să le inoculez de la început ideea că pot fi egali Stelei, lui Dinamo, Craiovei, lui Național și chiar pot să depășească. Nu e ușor să transmiți unei persoane un astfel de crez permanent, să reîncarci permanent. Aveți puterea să continuați dacă pierdeți și cupa? Mie cel mai greu mi-a fost după meciurile acelea cu Steaua, deci arbitrajele acelea părtinitoare și defavorabile Rapidului. Mi-a fost foarte greu ca a doua zi să le spun că pot face în continuare, că se pot. Și mi-a fost foarte greu, vă spun, după meciul cu Craiova, după acel gol anulat. Pentru că mă întreb, de ce nu se poate rejuca o partidă? Aș vrea să știu, de ce nu se poate rejuca o partidă? Dacă în minutul 90, 2-2, trage un jucător, mingea trece, lovește plasaport, se întoarce în teren, arbitru nu vrea să dea gol și se termină 2-2 și echipa pierde. Ce se întâmplă? Se stabilește o ierarhie, adăm lumii exterioare, fotbalistice, un nume care nu merită să fie în locul altuia care merita să fie, distrugem o speranță, o imagine. De ce nu se poate? Eu nu înțeleg de ce nu se poate repeta un meci într-o astfel de situație când e elocvent, pentru că mingea a căzut o jumătate de metru în spatele porții. La 1-1 era un alt joc. Pentru că n-a fost creat precedentul. Și nu, pentru precedentul că de ce spuneți că n-a fost creat precedentul? În 1990 mi se iau 10 jucători la echipa națională. 9, mi se pare. Eu anunț, cu toate că în ianuarie s-a stabilit că cele două echipe, la propunerea mea, Dinamo și Steaua, care erau în luptă pentru titlu, în condițiile în care echipa națională trebuia să pregătească pentru campionatul mondial din Italia, să dea un număr egal de jucători, ca să nu fie influențat finalul de campionat, cum mai erau încă 8 partide de jucat. Când eu se termină finala cupei, mă trezesc că mi se iau 9 jucători la echipa națională. Eu anunț Federația Română de Fotbal prin faxuri în care le spun că pentru acele 10 zile de odihnă a jucătorilor, eu ca antrenor al echipei Dinamo las să se odihnească 4 jucători, mi se pare, înainte de și îi rog pe ei până când îmi pun la punct echipa să mai îmi lase încă un joc. Trimit faxurile astea, nu mi se răspunde de nimic. Eu las 7 jucători să plece în vacanță undeva și 2 jucători îi rețin, Lupu și Răducioiu. Și îi rețin pentru un meci cu Farul. Între timp pregăteam alți jucători care să poată să ia locul titularilor și să poată desfășura campionatul, pentru că așteptam de 4 ani să câștigă un titlu și nu se putea. Ce se întâmplă? Exact acești 2 jucători marchează 2 goluri și batem pe Farul cu 2-1. Lupu 1 și Răducioiu 1. În loc să fiu felicitat că am reținut exact pe cei care au dovedit că pot face diferența și pot, la insistențele, cred că antrenorului, echipei naționale sau altuia, este anulat rezultatul pe teren, eu sunt suspendat, meciul trebuie să rejoace și se rejoacă meciul. Și jucăm meciul la sfârșitul campionatului, când aveam 10 jucători, între timp mai fusese luat și Lupescu, 10 jucători la echipa națională, câștigăm meciul cu 4-1 și câștigăm campionatul, cupa și campionatul în acel an. Deci, vedeți că există posibilitatea să se și rejoace, nu există că nu există precedent. Depinde de Federația Națională, care e o astfel de hotărâre. Sigur, la nivelul FIFA și UEFA nu se acceptă acest lucru, pentru că sunt turneile finale, care se dispută în 3-3 zile. Cum ar fi fost după meciul Bulgaria-România, în care s-a marcat un gol evident valabil pentru România, să se rejoace meciul a doua zi? Facem prisoare că dacă se rejoacă meciul, luați bătaie? Da, sunt convins. Dar sunt convins că după ce s-a întâmplat la București, Craiova ar putea avea o astfel de evoluție. O astfel de dorință de revanșă încât am putea pierde meciul. Dar nu e problema. Noi nu, vă spun încă o dată, nu am făcut această... A fost o întrebare, am glumit. N-am făcut această contestație pentru a obține, pentru că din punct de vedere tehnic ne dăm seama că e foarte greu să se facă. Și am făcut-o pentru a atrage atenția că nu este posibil ca o echipă în luptă pentru titlu să fie frustrată în ultimele 3 partide importante de un arbitraj care, pentru că federația a recunoscut, toți au fost suspendați, în afară de ultimul de la Craiova, care pe semne că i s-au dat asigurări că nu o să fie suspendat. Altfel nu pot să-mi închipui când toată lumea, într-un întreg stadion, vede o minge în poartă, o jumătate de metru,
Și acest arbitru nu este nici măcar, nu îi se spunea, nu îi se reproșează. S-a stabilit o ierarhie. S-a stabilit o participantă noastră în Champions League. S-a amânat posibilitatea unei alte echipe să fie acolo. Deci, spuneți-mi, merita mai mult Steaua ca Rapid să ia campionatul? Nu. E mai bună Steaua ca Rapid? Nu, niciun caz. Nu, anul acesta nu. N-a demonstrat cu nimic. Până acum da, dar anul acesta n-a demonstrat cu absolut nimic. Cu absolut nimic este mai bun decât Rapid. Pentru că dacă luăm în toate meciurile, vom vedea că Steaua, dar nu încă o dată, nu Steaua e de vină, nu conducerea Stelei e de vină într-o astfel, nu jucătorii Stelei sunt de vină. Există o condiționare a categoriei noastre arbitrale în favoarea acestei echipe. Nu. Să ne amintim meciul de la Bacău, nu s-a dat un penalt din Bacăului. Meciul cu Dinamo, când a fost eliminat Roșu. Meciurile cu Ceahlău, suspendați. Meciul la Craiova, când a fost scoasă Craiova din competiție într-un fel, pentru că s-a dat un penalti, nu i s-a dat un penalti la 1-0, făceau 2-0, ei treceau pe locul 2 în clasament și se duceau mai departe. Deci au fost o mulțime de condiționări ale arbitrilor de prezența Stelei în teren. Nu, încă o dată, nu am nimic cu Steaua. Și Rapid n-a beneficiat de astfel de avantaje. De niciun fel, niciodată, niciun meci. Nu vă enervați cu Național. Niciodată, nu puteți să-mi spuneți că a fost valabil. Golurile au fost valabile, penaltele au fost valabile, golul lui Lupu a fost valabil. Ce s-a întâmplat cu Național și m-a surprins pe mine, că Național, care avea nevoie de victorie, după ce au marcat golul, s-au băgat în propria jumătate de teren, n-au mai ieșit de acolo, au tras de timp, au rucat minute, ceea ce m-a făcut pe mine să cred, ceea ce am crezut de fapt și la Craiova, că de fapt nu își apărau interesele lor, ci apărau interesele altora. Asta m-a făcut să cred. În momentul în care o echipă ca Național, o echipă foarte bună, nu atacă, nu se duce pe seama, ci încearcă doar să tragă de timp, atunci te gândești de ce o face lucrul ăsta. De cine cu Rapid? De ce o făcea lucrul ăsta? Păi nu știu, spuneți-mi asta. Nu știu, asta stau jumătate, un punct, la ce... Deci încă o dată, Rapidul și-a câștigat pe teren dreptul de a fi într-o competiție europeană din toate punctele. Bun, mi-ați răspuns la întrebare, ce ați făcut dacă ați fi pierdut cupa? Cu siguranță că aș fi luat-o de la cap. Mai aveți puterea să mobilizați jucători în primul rând, mai aveați dumneavoastră puterea să luați de la capăt. Lucescu era înfrânt pe două planuri, campionat și cupă. Alergând după două trofee, nu reușea nici. Dar reușisem să aducem publicul la stadion. Reușisem de acord. Să creăm o stare de mare emulație în fotbalul românesc. Reușisem să dăm speranță și echipelor mai mici că pot ajunge foarte mult. Era de ajuns ca să o luați de la capăt? Da, era de ajuns. Era ceea ce îmi propusesem, de fapt. Ei, acum a venit întrebarea și vă rog să răspundeți cu atenție, pentru că depinde foarte multe de ceea ce răspundeți dumneavoastră. Ce obiective are Rapidul pentru 98-99? Acum nu putem să spuneți că jucați acum, pentru spectacol, că... Nu. Acum trebuie foarte clar că de câștigând cupa are obligația, așa cum am spus mai devreme, să continue întrecerea cu Steaua pe plan internațional. Are o obligație enormă, pentru că ca să poți depăși o altă echipă, trebuie în primul rând în conștiința oamenilor să te transformi într-o echipă competitivă, reprezentativă pentru țara ta. Deci avem obligația de asta și este obligația și președintelui nostru, președinte în general și în întregului grup de tehnici care avem noi, să ne întărim. Pentru asta, ce jucători, pentru că s-a vorbit că l-aduceți pe Lupescu, că l-aduceți pe Vlădoiu, ce jucători? Eu deocamdată, știți care a fost problema? Noi nu ne-am gândit la niciun fel de la alți jucători decât în momentul în care vreau să știm la ce nivel putem câștiga campionatul, putem câștiga cupa. De-abia din momentul acela trebuie să ne gândim ce jucători și ce potențial avem, pentru că să nu uităm că totuși Rapidul este o echipă într-un fel nedepartamentală. Sigur că aparținem într-un puțin și Ministerului Transporturilor, dar în măsură foarte mică. Da, și ești gâcit, domnul Băsescu, da. Și depindem într-un fel de un acționar principal. Nu avem potențialul celor, și vă spun asta foarte simplu, nu avem potențialul departamentelor să putem să vă astea. Atunci și la un felul ăsta nu ne aruncăm la jucători mari, pentru că nu putem să facem. O să trebuia să căutăm jucători tineri. Și care ce pot veți să aduce? Nu putem să... Nu o să-mi cere să vă spun nume. Vorbeați mai devreme că se întorc jucători din străinătate. Se pot întoarce. De exemplu, am avut o discuție cu Sabău în sensul ăsta și el ar vrea să vină foarte, foarte mult, ar vrea să vină. Văd, citesc în numai că și Lupescu ar vrea să lucreze din nou cu oameni pe care îi cunoaște. Fie că e Cornel Ninu, fie că sunt eu.
aștept și alți jucători, Vlădoiu, dacă accidentul lui nu este prea grav la genunchi, sigur că ar putea să întoarcă și să creeze o emulație deosebită, pentru că să știți că a început să câștige bine și în fotbalul românesc. Și a început să câștige bine în sensul în care ai conștiință că ai câștigat pentru că ai meritat să câștigi, nu pentru că ai falsificat niște lucruri. Deci poate să însemne foarte mult pentru fotbalul românesc reîntoarcerea jucătorilor. Enorm de mult, vă spun enorm de mult și sunt mulți jucători care pot să aducă mult în fotbalul nostru. Care sunt alea? Care sunt cei care ar putea să se întoarcă, să aducă în afară de cei pe care ați spus mai devreme? Depinde, în primul rând că se vor întoarce cu siguranță doar cei care sunt în final de carieră sau cei care au avut niște insuccese sau niște accidentări, pentru că alții ceilalți nu se întorc, pentru că știți foarte bine, nivelul unui contract profesionist în afară este cu mult superior nivelul pe care fotbalul nostru poate la ora actuală pune. Eu l-am luat pe Rennic împrumutându-l un an de zile la Rapid. El venind de la o echipă central care nu avea un potențial economic foarte ridicat, dar pentru alții va fi foarte greu. Nu poți să aduci un jucător de 300-400.000 dolari pe an, cum foarte normal, nu vorbesc de ea de 700-800.000 dolari, să-i aduci la un contract de 40-50.000 dolari pe an în România. Decât dacă deci jucătorii români la final de carieră doar ăștia care poate să se întoarcă și înseamnă e foarte important să se întoarcă, înseamnă foarte mult pentru că aduc cu ei experiența, aduc cu ei entuziasmul unui fotbal profesionist, aduc cu ei cunoștințe a unui fotbal profesionist. Aduc foarte mult, pot da foarte mult. Jucătorii pot da mult mai mult decât dau antrenorii cu echipierilor lor. Bun, care sunt obiectivele Rapidului în afară de a intra într-o competiție cu Steaua pentru cupele europene? Obiectivele sunt acelea de a continua ceea ce am reușit anul ăsta. Ar fi păcat să distrugem ceea ce am reușit anul ăsta, adică reîntoarcerea publicului pe stadioane. Și din punctul ăsta de vedere trebuie noi toți să fim extrem de responsabili din acest punct de vedere. Adică să fim foarte, foarte atenți la ceea ce facem. Eu voi continua să fiu polemic, pentru că mi-am propus, din momentul în care am venit în țară, să fiu polemic ca să stârnesc reacții, să stârnesc adversități. Pentru că fără adversitate fotbalul nu se poate face la nivelul ăsta. Polemic în teren sau polemic, și pe margine? Polemic în absolut tot, pentru îmbunătățirea, în primul rând, activității noastre, organizării de ei. Ce înseamnă pentru jucătorii Rapidului câștigarea cupei? Pentru ei enorm, pentru ei enorm. Vă spun, n-am văzut de mult o manifestație de bucurie cum au avut. Să nu uităm că doar din cei care au fost în teren, doar unul singur a mai jucat o finală de cupă. Mi se pare doar Rennic, cred eu. Restul niciunul. Mai era pe margine Lupu, mai era pe margine Cezar Zanfir. Și pentru ei să ajungă la nivelul ăsta când asta vară, știm foarte bine cum eram, a însemnat enorm. Bucuria lor, sărbătoarea lor a fost pentru mine deosebită. De fapt, bucuria mea pentru a fost bucuria lor. Bucuria lor mi-a influențat bucuria mea. Eu nu zic că Rapid n-a jucat mai bine, dar a fost 11 metri ăla? Eu din poziția în care eram, eu nu pot să-mi dau seama dacă a fost. Eu, acum, nu se poate că ați revezi la televizor. E foarte greu pentru un antrenor de jos să vadă ceea ce se întâmplă. Dar eu cred că, dincolo de 11 metri, victoria noastră este absolut meritată. Universitatea n-a făcut absolut nimic pentru a câștiga această partidă. În sensul în care să fie periculoasă, nu în sensul prezenței în teren, jocului. A fost un joc, a fost pe muche de cuțit, un joc extrem de agresiv, de angajant. Unde credeți că va ajunge Rapid în cupele europene? Poate... Depinde de tragerea sorții. Întărindu-se... Să știți că în toate acestea contează foarte mult șansa de a prinde un culoar favorabil. Și întărindu-se cu jucătorii, poate să prindă o cupă europeană? În ce sens să o prindă? Să câștige o cupă europeană? Nu, să prindă o primăvară în cupele europene. Asta e lucrul cel mai important. De-abia acum începe un obiectiv important pentru mine. Acela de a ajunge în primăvară europeană. Lucruri ce nu s-a mai întâmplat până acum. Pentru că până acum totuși s-au mai făcut niște lucruri. S-au făcut lucruri importante, mai ales de către Steaua. Faptul de a juca în Champions League. Noi n-am reușit să ne mai apropiem de ceea ce am făcut până în 90. Până în 90 jucam an de an semifinale de competiții europene. Că se numea Craiova, că se numea Steaua, că se numea Dinamo. Jucam semifinale de competiții europene și ne știa toată lumea. Prin pas l-am făcut, aducând lumea la stadion. Umplând, pentru că fără participarea publicului nu va exista niciodată entuziasm și niciodată stimulent. Există stimulentul acesta. De câți jucători ați mai avea nevoie pentru a forța o intrare într-o primăvară a cupelor europene? Eu acum nu pot exact să vă spun ce e, dar într-un fotbal profesionist
este bine să schimbi permanent, să schimbi permanent jucător, să duci, să crești, să stimulezi, să menții un nucleu în jurul căruia să se formeze o echipă competitivă. Deci în funcție de ceea ce s-a întâmplat anul ăsta, sigur este nevoie de a face niște schimbări, niște modificări. Băieții care au obținut ceea ce au obținut astăzi au satisfacția deplină a succeselor și a activităților. De acum încolo urmează alții. Nu spun câți, nu știu cum, vom vedea ce se va întâmpla, dar în orice caz Rapidul va trebui să se întărească. Va trebui să se întărească și să găsească soluții noi. Cum credeți că va fi campionatul de anul trecut? De anul trecut, Doamne. De anul viitor. De anul viitor. Și mai eu. Știți ce visez eu? Visez la un campionat în care campioana nu să ajungă să pierd doar 3 meciuri, în care campioana să piardă cel puțin 10 meciuri. 10 dar să meciuri. Nu fie Rapid. Nu știu, indiferent cine e, să piardă 10 meciuri, asta înseamnă că e un campionat extrem de echilibrat. Înseamnă că înfrângerea pe un stadion provincial să nu creeze o degringolată. Înseamnă că acea înfrângere a fost efortul comun al publicului, al jucătorilor, al sponsorilor locali, al televiziunii locale, al presei locale, că s-a creat o ambianță, așa cum văd în Italia, este ceva incredibil. Niciodată Juventus nu își poate permite să creadă că poate câștiga la Empoli. Sau dacă intră Ancona, Ancona, pentru că pe plan local se creează o asemenea stare de tensiune, un asemenea orgoliu, încât cei care intră acolo intră cum am intrat Craiova astăzi pe terenul nostru, când n-au crezut că pot face din cauza atmosferei care s-a creat. Deci eu îmi doresc un astfel de campionat. Să dea Dumnezeu ca Rapidul anul viitor să fie campioană și să pierdă 10 meciuri. Și înseamnă că campionatul nostru a crescut enorm de mult. Câte nu a fost mai slab că a pierdut, ci a crescut foarte mult. Care credeți că sunt echipele care anul viitor vor intra cu siguranță în competiție pentru titlu? Cu siguranță Steaua, care și-a dat seama pe semne anul acesta că nu mai e de ajuns să facă ceea ce a făcut până în momentul de față și că are nevoie de a se restructura, de a gândi altfel competiția. Cu siguranță Rapidul, care este într-o stare de ascensiune, cu siguranță Craiova, care după ce a ajuns a pus aproape mâna pe un trofeu sau pe o participare europeană, nu a reușit. Cu siguranță Naționalul, dacă va reuși să aducă public la stadion, pentru că echipă și jucători bune are, dar fără public, ce spuneam mai devreme, fotbalul n-are stare nici pe pernă, n-are nimic fără public. Și atunci ei trebuie să preocupe în principal de a-și aduce, de a-și crea o generație de suporteri foarte important. Cu siguranță FC Argeș, care a avut o ascensiune anul acesta extraordinară, nu elimini nici posibilitatea ca să se amestece în luptă Oțelul, doar numai în condițiile în care își va întineri echipa, pentru că nici băieții ăștia nu pot să țină la infinit de 4-5 ani țin echipa la nivelul ăla. Deci deja sunt 7-8 echipe importante. Cât va depinde ediția viitoare a campionatului de campionatul mondial din această vară din Franța? Noi nu va depinde niciun fel, pentru că ne având jucători din campionatul intern, ne putem face noi datoria așa cum trebuie. Deci, da. Vor suferi, sigur, ceea ce va depinde foarte mult de prezența noastră acolo și eu sper să fie o prezență pozitivă care va putea stimula pe jucătorii noștri în perspectivă. Nu va depinde din prisma apartenenței jucătorului respectiv la campionatul nostru, pentru că se joacă în campionatele unde joacă și deci noi putem. Noi ce putem? Să fim alături de ei cu tot sufletul și să gândim că imaginea care ne-o creează ei este imaginea pe care ne-o dă nouă, asta la care venim. Vorbesc de jucători, vedeți că eu tot mă consider. Nu vor fi jucători din campionatul intern care vor juca în națională? Nu cred. Părerea mea că nu vor fi. Nu vor fi? Nu, părerea mea că nu vor fi. Un Marinescu sau... Da, părerea mea că nu vor fi, pentru că eu cred că Puius dă credit în mod deosebit jucătorul care a obținut calificarea și pe care îi cunoaște foarte bine. Nu? Bă, există timp la dispoziție și pentru a revedea. Ce jucător v-ați dori în echipa Rapid? Lupu. Dar nu cel din ultima, nu cel din ultima parte. Nu cel din ultima parte. Nu cel din ultima parte, după care sunt puțin supărat și dezamăgit și de... Până la accident a fost foarte bine, după care... Nu. Îmi doresc foarte mult. Mi-l doresc pe Radu Niculescu. Dacă aș putea să-l iau, mi-l doresc foarte mult.
îmi doresc unul sau doi jucători la Craiova, dar nu pot să iau pentru că vom fi în competiție cu ei. Îmi doresc pe Jambaru, îmi doresc pe Vasile Popa, îmi doresc, eu știu, îmi doresc jucători de la alte echipe, dar îmi dau seama că nu pot, pentru că a început o competiție foarte serioasă. Iar eu îi sfătuiesc pe președinții de cluburi care au astfel de jucători să nu-i dea. Păi dacă vi doriți, lăsați. Îi doresc, dar eu vă spun, nu, vă spun de ce, pentru că vreau ca competiția de anul viitor să fie o competiție serioasă și foarte tare. Și eu ce fac cu Craiova? Vă veți bucura anul viitor. Mă voi bucura? Da, da, da. Înseamnă că vă veți întrista dumneavoastră. Nu-i nimic. No, eu sunt obișnuit cu trecerile astea de la un an. Ce jucători de la Steaua v-ați dori? Foarte mulți. Care? Mulți. Care? Nu pot să eliminându-i pe cei mai vechi care în continuare duc greu fac echipă. Forță greu echipe și lăcătuși și care sunt de o viață stelici, nu pot să-și mai schimbe culoarea pentru nimic în lume, pentru că sunt jucători. Sigur că dacă mă gândesc la Denis Șerban, dacă mă gândesc la un Dănciulescu, un jucător foarte mare, dacă mă gândesc chiar la un Cătălin Muntean, chiar dacă nu e el încă matur pentru asta, nu mai din jucători din zona de mijloc, să gândesc. Steaua are jucători. Ați dori ca toată echipa, domnul Lucescu, nu e bine. Nu, eu nu spun, eu îi laud pe jucători ăștia pentru că îi apreciez. Eu nu spun că mi-i doresc, pentru că nici nu se poate. Îi apreciez și știu că sunt jucători de valoare. Spuneți-mi ce jucător credeți că va străluci la campionatul mondial din echipa României? Eu sper că Hagi să facă încă o dată dovada calităților extraordinare de conducător de joc. Va fi pentru el un cântec de lebădă și va fi ultimul din generația jucătorilor pe care i-am crescut eu. Că eu consider că l-am crescut. L-am luat la 17 ani, când nimeni nu gândea că o să fie. La 18 ani era deja capitanul echipei naționale. Formă ei s-a luat banderola, a mai așteptat vreo 6-7 ani și după a redevenit capitanul echipei naționale. Deci este și pentru mine cam ultimul care transmite generației care vine un anumit sentiment, un anumit tip de comportament. Eu vă felicit încă o dată și trebuie să le spunem telespectatorilor că veți pleca în acest moment din studio. Vă așteaptă Fiesta acolo în Giulești. Am înțeles că sunt fel și fel de artificii, fel și fel de pognitori. Știți ce mă bucură? Că am dat posibilitate ca și pentru ceea ce se întâmplă în țară să existe o bucurie maximă. Pentru că până acum, într-adevăr, și în fotbal a fost dat pentru ceea ce a făcut echipa națională, să zicem, în campionatul mondial din... De data aceasta, și cu victoria Stelei, și cu victoria de Rapidului, fiind o victorie muncită și o victorie necontestată, există și foarte multă bucurie. Și de-a oamenii ăștia o merită, ce să spun, o merită. Bun, eu vă felicit încă o dată, felicitări și domnului Copos, numai că spuneți să nu mai facă Geofra așa de mică. La Geofra acolo să umble puțin, să o facă nițel mai mare. Savarina la fel. Vă mulțumesc încă o dată și vă felicit. Încă o dată publicitate, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Continuăm emisiunea Milionare la miezul nopții. Domnul Mircea Lucescu e fericit, s-a dus să sărbătorească cu jucătorii săi în Giulești, poate de acum înainte începe Fiesta. Dați-mi voie în ultima parte a emisiunii să vă spun, să vă dau ultimele amănunte legate de afacerea Țigareta. Și de fapt ce Țigareta 2? Pentru că Țigareta 1 e poate să-i spunem Țigareta 99 sau cine știe, în orice caz nu Țigareta 3. Dacă avem în vedere și transportul din 23 martie, putem să-i spunem liniștiți Țigareta 3. Am în față comunicatul Ministerului Apărării Naționale, comunicat legat de
acel transport din 23-24 martie 1998. Din ordinul Ministrului Apărării Naționale, domnul Victor Babiuc, o comisie a Inspectoratului General al Ministerului Apărării Naționale s-a deplasat începând cu 4-5-1998 pentru verificarea eventualelor operații comerciale efectuate pe 7 aeroporturi unde operează atât unități militare cât și agenți economici civili. Din cercetările efectuate de comisia numită de Ministrul Apărării Naționale, privitoare la circumstanțele în care s-a produs evenimentul din 23 martie 1998, în baza 90 transport aerian au rezultat următoarele. În ziua de 23 martie 1998, în jurul orei 17:30, la comandantul unității, comandorul Suciu Ioan, s-au prezentat domnii colonel Truțulescu Gheorghe și Popescu Dumitru. Aeronava AN-12, operând pe ruta Sofia Otopeni-Sofia, cu număr de zbor 302 pentru compania aeriană Air Sofia, a aterizat pe aeroportul internațional București-Otopeni în ziua de 23 martie 1998 la ora 20:55 și a fost parcată pe platforma militară a bazei 90 transport aerian. Taxele pentru aterizarea și dirijarea aeronavei, în valoare de $927, SUA au fost încasate de agenția autorității aeroportuare. Informația că descărcarea s-a efectuat pe aeroportul civil, furnizată de doi martori, nu se confirmă deocamdată cu alte probe. Pe baza datelor preliminare s-a constatat că intrarea și parcarea aeronavei în incinta unității s-au făcut în jurul orei 21 acelea zile cu aprobarea personală a comandorului Sucian. În aceea zi, în jurul orei 20:30, pe la punctul de control al bazei Poarta 1, au pătruns în incintă cu aprobarea comandantului unității 5 autovehicule, un microbus, 3 autocamioane și un autoturism. Din mărturii se identifică probabilitatea că operațiunile de descărcare-încărcare au fost coordonate de colonelul Truțulescu Gheorghe și de comandorul Suciu Ioan. Ieșirea coloanei de autovehicule s-a făcut pe la poarta 2 în jurul orei 23:30, aceasta fiind deschisă și închisă la ordinul comandantului bazei cu cheia înmânată personal santinelei din post. Comisia Inspectoratul General al Ministerului Apărării Naționale își continuă cercetările pe toate aeroporturile menționate mai sus, urmând ca rezultatul acestora să fie date publicității imediat. Pentru cazurile identificate până acum, transporturile din 23 martie și 16 aprilie 1998, se continuă cercetarea din ordinul Ministrului Apărării Naționale pentru descoperirea unor eventuale implicări atât directe cât și prin responsabilitate ale altor persoane. Din câte vă dați seama, oameni buni, în cadrul pentru aceste transporturi contrabandă, Ministerul Apărării Naționale a găsit un vinovat, poate singurul, și e vorba de comandorul Ioan Suciu, comandantul unității, comandantul bazei militare de la Otopeni. În același timp, astăzi a fost dat un comunicat de presă al Biroului Relații Publice al Serviciului de Protecție și Pază. Am să vă citesc și acest comunicat. Comisia de Cercetare Internă, constituită în cadrul Serviciului de Protecție și Pază, în scopul analizării condițiilor în care colonelul în rezervă Truțulescu Gheorghe a fost implicat în acțiunea de contrabandă cu țigări, este în măsură să ofere opiniei publice prin intermediul mass media următoarele date. Analiza rezultatelor cercetărilor întreprinse până în prezent demonstrează că, în afara colonelului în rezervă Truțulescu Gheorghe și a unor persoane civile sau militare din anturajul acestuia, în acțiunea de contrabandă cu țigări din noaptea de 16 spre 17 aprilie, nu au fost implicate și alte cadre din Serviciul de Protecție și Pază. Rezultatele cercetărilor comisiei, concretizate în peste 150 de pagini de documente, au fost înaintate parchetului militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, urmând ca în situația apariției unor date noi, relevante pentru desfășurarea anchetei, acestea să fie puse imediat la dispoziția celor care cercetează cadrul. De asemenea, pentru corecta informare a opiniei publice, vom oferi mass media eventuale date noi descoperite de Comisia de Cercetare Internă a instituției, în măsura în care acestea nu influențează desfășurarea anchetei. Iată cum, dintr-o dată, s-a ajuns la doi vinovați. L-am văzut pe comandorul Ioan Suciu, iar SPP-ul se jură că singurul vinovat, te puvnește râsul, n-ai ce să faci altceva, singurul vinovat este colonelul de acum în rezervă, Truțulescu. În rest, nimeni din SPP
Nimeni din SPP nu a făcut nimic ilegal, toți sunt băieți buni și la, și la locul lor. Ce uită Serviciul de Protecție și Pază să spună în acest comunicat? Uită să spună câte ceva despre transportul din 23 martie. Pentru că din informațiile date de Ministerul Apărării Naționale este foarte clar că tot domnul Truțulescu din SPP a acționat. Însă, dacă domnul Truțulescu a fost singur acum în 16 aprilie, să vă fie clar că și în 23 martie tot singur a fost. Asta ca să nu puneți prea multe întrebări. Legat de desfășurarea evenimentelor, prima informație apărută în presă sau pe micile ecrane a fost în data de 18 aprilie 1998, atunci când multe din autoritățile statului dormeau și unele chiar sfărăiau. În 18 aprilie 1998 a apărut la televiziune următoarea știre. 3 tiruri cu țigări ASOS au fost reținute în vama Otopeni din București. Marfa a sosit din Bulgaria. Vame și Garda Financiară și Poliția Transporturi cercetează proveniența mărfii și legalitatea contractelor. Deci în data de 18 aprilie a apărut, a fost difuzată această știre la o zi după la o zi și o noapte, dacă vreți, după ce marfa a ajuns, marfa de contrabandă a ajuns la București. În 18 a apărut această știre, în 20 la televiziune a apărut o altă știre mai detaliată pe care am citit-o aseară. În data de 22 a fost trimis faxul pe adresa mai multor redacții și în data de 23 a apărut în presă ce a apărut. După cele două știri din 18 aprilie și 20 aprilie apărute la televiziune, au început să se miște și organele statului, care ele trebuiau să se miște de mult, dar n-au putut să facă nimic. Ba mai mult, în data de 22, era vorba de o simplă acțiune de contrabandă, deci în data de 22 factorii responsabili, în ghilimele, s-au întâlnit la Palatul Cotroceni, la acțiune la care a participat și președintele Constantinescu și au pus acolo țara la cale. Ce au fi făcut, nu știu ce au făcut, că până la urmă s-au mai întâlnit odată în data de 23 parcă, cu o zi înainte, cu în ziua în care președintele Emil Constantinescu a apărut la televiziune și a dat în fapt flagrantul care a fost organizat acolo, atât de bine organizat flagrant încât nici cei care îl organizaseră nu știau de el. Mai mult decât atât, din informațiile pe care le-a spus în fața opiniei publice aseară șeful, generalul Dohotaru, șeful contraspionajului din armată, Serviciul Român de Informații a omis, a uitat, i-a scăpat pur și simplu domnului Costin Georgescu să anunțe contraspionajul în armată cu ceea ce se întâmplă pe acolo, pe aeroportul militar. Părerea mea este de acum foarte clară că ceea ce s-a întâmplat acolo s-a întâmplat de foarte multe ori, nu era prima dată când se întâmpla, făceau cu o obișnuință dezarmantă contrabandă cei care au făcut-o în 23 martie și în 16 aprilie și cei mai prost, pe 23 martie, domnul Nini Săpunaru cu domnul Cucu, cu domnii aceia de la poliție, domnul general Berechet, cu domnul ministru Dejeu, n-au mai făcut flagrantul pe 23, că era greu să faci un flagrant atâta timp cât, cum să spun, n-aveai niciodată. Ei, în schimb, pe data de 16 aprilie, au făcut flagrantul, pentru că cineva, iertați-mi expresia care poate fi vulgară, i-a dat în gât. Altfel, nu mai aflam nici măcar până în ziua de astăzi. Ne ocupam acum cu scumpirea energiei electrice, făceam o emisiune mai amplă despre câștigarea cupei de către echipa de Rapid București. Dar țin să le spun celor care cred că se poate termina așa cu una, cu două, pentru că ei vor să acopere toate lucrurile această anchetă, că în zilele următoare o să le arătăm și cine a făcut transportul din 23 martie. Aveți puțin tică răbdare. Astăzi, la parchetul militar, domnul Popov a făcut câteva declarații interesante, declarații care mă fac să cred că totuși parchetul militar continuă să facă o anchetă serioasă și că până la urmă va reuși să afle adevărul.
Procurorul Mihai Popov, șeful parchetului Curții Militare de Apel, cel care de fapt conduce această anchetă, a declarat presei că începând de joi, în acest caz de contrabandă, vor fi emise câteva noi mandate de arestare printre persoanele vizate, urmând a se număra și unele cu funcții înalte de răspundere în structurile statului, precum și cetățeni străini. Domnul Popov a estimat că în ancheta țigărilor de contrabandă urmează să fie audiate aproximativ 300 de persoane. În acest sens, începând de joi, va fi mărit numărul procurorilor care anchetează cazul, această creștere urmând a se realiza pe măsura extinderii anchetei. În acest moment sunt cercetate persoane din sectorul vizibil al icebergului. Nădăjduim că vom dezvălui și partea nevăzută a acestuia, care este mult mai mare, a spus procurorul Popov. Totodată, el a precizat că mandatele de arestare preventivă ale lui Ștefan Andreaș, Gabriel Negoescu, Marian Cheață, Gheorghe Florică și Adrian Gheorghina vor fi prelungite cu 25 de zile. Astăzi a fost audiat din nou domnul Gheorghe Truțulescu, făcând, declarând ieri că domnia sa a acționat ca persoană particulară în cazul țigărilor de contrabandă. Avocatul acestuia, domnul Cucuruzac, a refuzat să comenteze de unde a avut ofițerul SPP cei 37.000 de dolari pentru a plăti transportul de țigări. Haideți să difuzăm ultima parte a publicității și după aceea am să vă prezint titlurile din presa cotidiană, dar mai întâi publicitatea. Capac,
ultima parte a emisiunii Milionare de la miezul nopții, ultima parte a emisiunii în această seară. Am să citesc pentru dumneavoastră câteva din principalele titluri din presa cotidiană. Jurnalul Național, Comisia de Anchetă a Ministerului Apărării Naționale a concluzionat transportul din 23 martie a fost coordonat de Truțulescu, Suciu și Popescu. În ziarul Adevărul citim, încercând reprimarea Revoluției din Arad, Eugen Bădălan, nou șef al contrainformațiilor militare, a scos tancurile în decembrie 89. Ziua Marinei, sponsorizată de contrabandistul Marian Cheață, se întreabă ziarul Adevărul. Sub ochii SPP, dubiosul Cheață a urcat ca invitat special la dineul festival pe nava prezidențială Mureșu. Am putea spune Cheață la președinție. O scumpire pentru ieftinirea reformei se intitulează titlul editorialului din ziarul Adevărul. Junta SPP-istă își apără contrabandiștii. Un comunicat stupefiant aruncă totul în cârca lui Truțulescu. Exact ceea ce încercam să vă spun și eu puțin mai devreme. Rapid a câștigat Cupa României pe un stadion arhiplin, Lia Manoliu. S-a disputat finala Cupei României. Găsiți și fotbalul după foarte mult timp și a găsit din nou loc pe prima pagina presei cotidiene din România. Cornel Nistorescu scrie despre maestri și este vorba de avocații, în primul rând a celor care apără clienții în cazul țigărilor de contrabandă. Caracatița, seriile 8 și 9 la Antena 1, Ramona Bădescu, mămica lui Tano Caridi. Un petic pe buzunarul românilor, dividende pe 1997, un alt titlu din prima pagina ziarului Evenimentul Zilei. Un alt nume de marcă iese la iveală, Mihai Pânzariu, fostul director al Direcției Generale a Vămilor, este implicat în afacerea Otopeni. Puteți citi acest lucru în ziarul Evenimentul Zilei. Ziarul Național. La decernarea Cupei României, Radu Vasile a stat ca un subaltern în spatele lui Emil Constantinescu. Rapid, cu fotbalul și Copos cu banii, au luat Cupa României. Crăciunescu demis, Alexanco pleacă de la Craiova. Din câte știu eu, se pare că va fi antrenor Balaci, un invitat al emisiunii, unei ediții din urma emisiunea Milionare la miezul nopții. La invitația Partidului Comunist Chinez, Ion Iliescu vizitează China la sfârșitul acestei luni. Mircea Ciumară declară pentru Național. Grupul de la Brașov a făcut un serviciu imens Partidului Democrat în defavoarea PNCCD. Afacerea țigări de contrabandă SPP. SPP zice că doar Truțulescu e de vină. Nu intrați, partid și câine rău, un editorial al ziarului Național despre PNCCD. Și s-a făcut dreptate. Cupa în Giulești. Oltenii au ratat intrarea în Europa, titrează ziarul Ziua. România, o posibilă campionă anticorupție europene, scrie Ioan Grușan despre asta. Iar Adrian Severin, fără România, NATO va avea un deficit de securitate. Ziarul Curentul scrie pe prima pagină despre balul corupției, iar Cristian Antonescu și intitulează editorialul Înfrângerea politicianismului. România Liberă. Truțulescu și Suciu nu erau la prima experiență în comun. Pe 23 martie, la Otopeni, s-au descărcat 3 autocamioane de marfă. Contrabandiștii, oaspeți de onoare la manifestările oficiale. Marina Militară a fost sponsorizată de Marian Cheață. Bogdan Ficeac scrie de la statul mafiot la statul de drept. Ziarul Curierul Național. Înapoi la țigaretele Carpați, este titlul editorialului semnat de Eugen Ovidiu Chirovici. Publicăm mai mult, cumpărăm mai puțin și citim la bibliotecă dacă avem ce. Ziarul Republica. Iosif Boda pune degetul pe rană. Instituțiile statului sunt perfect desincronizate. Cristina Balint scrie că ne afundăm în mocirlă. Sat se va avea bucuria nominalizărilor. Vadim se oferă să ajute Serviciul Român de Informații. Traian Băsescu, ministrul transporturilor. Air Sofia încearcă să salveze pielea. Măgureanu, centrul Universului, citim la Confidențialul din azi. Și în sfârșit, Transilvania Jurnal, de veche în lanul cu corupție, editorial semnat de Marius Sopra.
Guvernul scandalizează UDMR Miercurea Ciuc. La sosirea pe aeroportul Otopeni, Hagi a fost sărutat pe piciorul stâng de un suporter. Dacă doamnelor le sunt sărutate mâinile, fotbaliștilor le sunt sărutate picioarele. În această seară, picioarele fotbaliștilor care sunt sărutate sunt picioarele celor de la Rapid. Ne întâlnim mâine la o nouă emisiune Milionare de la miezul nopții. Până atunci, Marius Tucă vă spune bună dimineața!